îmi doresc să avem o ședință de plen reunit în care primul punct pe ordinea de zi să discutăm un raport, al doilea punct celălalt raport al comisiei, că sunt două. De ce sunt două rapoarte? Pentru că a fost la un moment dat mediatic o serie de presiuni de ce nu avem niște concluzii și măcar acolo unde am fost foarte sigur de concluzii le-am prezentat într-un raport acum aproape un an de zile, adică cred că în luna mai anul trecut. Reține. Atunci s-a vorbit doar de 6 milioane de persoane ascultate sau cărele s-au restrâns drepturile și atât. În raportul respectiv vorbește de ce? De cum s-a construit acest stat paralel și cine l-a cam ajutat să se construiască. Serviciul Român de Informații, pe vremea domnului Maior și a domnului Coldea, se uita către cineva și zicea, domnule, eu cred că omul ăsta face evaziune fiscală. Nu-i trebuia foarte multe probe, trebuia doar câteva indicii, să obțină un mandat de securitate națională, să-l trateze ca pe un terorist sau ca pe un spion. Toate aceste lucruri pe care vi le spun eu, cu deciziile CSAT, cu ascultările, când eu am spus că sunt 6 milioane de persoane cărora li s-au restrâns drepturile, o spun foarte concret acum. Sunt 300 și ceva de mii de mandate de supraveghere tehnică, cele cerute de procurori, 30 și ceva de mii de mandate de securitate națională, cele cerute de serviciu, pe amenințări care înseamnă și cele corecte, și anume spionaj, terorism, etc., dar și cele presupuneri de genul grup infracțional, evaziune, chestiuni de genul ăsta așa la pachet. Claudiu Manda a mai precizat că săptămâna viitoare va prezenta un nou raport despre acțiunile statului paralel. Cel de-al doilea raport încercam să-l, am vrut să-l facem săptămâna aceasta, sper că săptămâna viitoare sau următoare. O el să ce prezentăm. Cuprinde? Cuprinde relația dintre SRI și ANI. Și ne este mai ușor aici. Deci cazurile celebre Iohannis Helvig. Sunt cele două cazuri. Mai sunt încă vreo câteva exemple. În diferite momente importante în viața unui om politic, în care poate era nevoie să-i creezi un dosar, adevărat sau fals, să-i creezi o problemă în carieră, sigur că apăreau astfel de sesizare de la serviciu către ANI. Descrie. Da. Și anume că în anumite momente, repet, unor politicieni, când s-a dorit, de cine putem să deducem, pentru că avem mărturile în cadrul comisiei, până la o limită de aici încolo putem să deducem ce s-a întâmplat sau cui servea, în diferite momente putea să intervină prin ANI să-i creeze o problemă cuiva. Și la DNA a fost la fel, după părerea mea. Tot la fel căutau, tot la fel căutau denunțători, tot la fel căutau indicii, tot la fel trimiteau, de multe ori când era nevoie.